Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am și o poveste pentru voi, prieteni, să vedeți ce am pățit. Am identificat recent o fisură în chiuveta mea de la bucătăria de acasă. Eu când m-am mutat în urmă cu 13 ani, mi-am dorit foarte mult o chiuvetă. Doar cu 13 ani te-ai mutat? Doar cu 13 ani în urmă? Mi se pare că stai acolo de viață. În 2011, 12 ani. Mi-am dorit foarte mult o chiuvetă de-asta de fragranit, se cheamă. E un fel de piatră. Seamănă cu piatră, da. Mi-am dorit așa acasă de mult, eu fiind și pasionat cu bucătăria, asta mi-am zis, i-am zis oamenii, băi, zic, astea mi le iau neapărat, o plită și o chiuvetă de fragranit de-asta. Bun, și acum remarc într-o zi, într-un colț, o fisură în chiuvetă. O crăpătură foarte fină, lungă de vreo 5 cm, anchetă în casă, care a spart chiuveta. Auzi, te-ai sprijinit de ea? Sau? S-a jurat toată lumea că n-a avut de-a face nimic, am cercetat nicio lovitură, nicio urmă de nimic. Zic, asta e... Bă, să știi că am și eu tot asta, așa, imitație de piatră. Mm-hmm. Nu știu cum le fac, înțeleg că sunt turnate din ceva, nu sunt sculptate. Da, da, da. Și când am cumpărat-o, exact asta am întrebat. Dom'le, dar nu e casant, adică dacă dau cu oala în ea când spăl, nu se sparge. Nu, domne, este super rezistentă, nu are treabă, e ca diamantul. E beton. Ok, n-am probleme cu ei, sunt mutat de... Nici eu n-am avut, repet, nicio problemă până acum, când a apărut asta. Așa. Fisura, repet, extrem de fină, adică de-abia o simți cu degetul. Zic, n-are nimic, trece. Dar tu, titirit, ai văzut-o imediat. Și acum vreo două luni de zile mai târziu, respectiv săptămâna asta, mă uit, când am umblat la punga cu pungi care e sub chiuvetă, am remarcat o dâră ca de rugină, așa, pe exteriorul chiuvetei. Exterior? Așa, dar apa se infiltrează acolo încet, încet, și am remarcat și că a mai crescut cu vreo 2 cm fisura aia. Și zic, de asta e nenorocire, zic, s-o repar. M-am interesat, domne, poate fi lipită cu vreo rășină, cu vreo ceva. Nu, zice, n-ai, poți să o faci, dar se duce la loc. Da, e păcat, la așa cum ai reparat aerul condiționat, că n-ai reparat și chiuveta, da, mă? Am vrut, vezi? Inițiativa am avut. Foarte bine și cu reparat. Și zic, asta e, hai să mă pregătesc pentru impact, să văd cât mai costă o chiuvetă de asta. Da. Și am intrat pe site-ul lor și văd că tot vreo 1200 de lei cea mai ieftină. Deci s-a explicat. Chiuvetele sunt făcute dintr-o pastă turnată sub presiune și finisată ulterior. Ia. Într-o formă. Ok. Zic 1200 de lei. Da. Asta e, zic, oricum până mai crește fisura, mai trece ceva timp, am ceva timp să mă pregătesc. Dar remarc acolo, pe site-ul companiei astea de la care am cumpărat chiuveta, companie faimoasă de astea de bucătărie cu F. Așa. 15 ani garanție. Farmec. Și zic, bă, ferometan. Da, fisură. Da. 15 ani garanție. Cât ai 15 ani garanție? 15 ani garanție. Eu uitasem aspectul ăsta. Deci te încadrezi. M-am dus imediat la sertarul cu facturi. Bă, hați. Am factură de acum 12 ani? Am tot. Nu cred, bă, că ții facturile. Facturile pentru lucruri de-astea, gen aragaz, cuptor, bun, chiuvetă. Da. Așa, le și facturi. Te duci la magazin. Dar știi ce mi se pare, știi ce mi se pare fascinant? Faptul, nu că le păstrează, că așa e simplu, adică a venit obiectul, e factură, o pui într-un sertar și ai uitat de ea. Faptul că ține minte că are. A, da. Asta mi dacă se pare formidabil. Dacă e sertarul cu facturi, punga cu pungi, eu am niște... Dar facturi la tot ce cumperi sau la ce nu pui nu facturi? Nu, mai la astea care au și garanție. Adică nu țin bonul de la cumpărături. Deci tot ce vine cu garanția e un sertar. Deci bonul exact de la mici nu-l ține. Așa. Nu. Așa. Și m-am dus, am găsit factura. Da. Și alaltăieri m-am dus aici, în Băneasa, au showroom. Și zic să încerc marea cu degetul. Zic, cine dracu? O să-mi zică că și mă duc în showroom, un cetățean, zic, bună ziua, fiți-mă, am și următoarea speță. S-a fisura asta, zic, am factura. Zice, moment, aveți factura. Ziceți, da, asta e excepțional. Poză după factură, faceți fotografii cu chiuveta și trimiteți-le la adresa asta de mail. Zic că am înțeles. Auzi, tu mi-aduce, scuză-mă, paranteză, cred că un episod din Seinfeld era în care se duce, cred că Uncle Leo are un vas de WC-ul garantat sau tatălui da, George da, Constanța da, ceva, știi? Are un vas garantat 50 de ani. Da, da, și da, după 49 de ani și 11 luni se crapă. Ce cu el? Și îl duce la magazin sau ceva de genul ăsta. Chiuveta mea are 12 ani, mai avea 3 ani până se iasă din garanție. Băi, am trimis mail, în 2 ore am primit mail înapoi, mie nu mi-a venit să cred. Asta se întâmplă cu adevărat și la noi. Ți-au schimbat chiuveta? Zice, veți primi chiuveta similară, că nu mai există modelul ăla, așa, dar una similară cu codul cutare, să ne dați un număr de telefon și o adresă să vă aducem chiuveta. Nu cred. Cât de tare. Zic, e adevărat, 12 ani? Zic, și da, adică și montați. Ăștia ceva nemți? Da, zice, vă asigurăm și montajul, cred că sunt italieni. Italieni sunt, da. Cred, 90%. Băi, deci asta, la, e, cum era cu podul ăla, știi, care a fost 100 de ani în garanție,
în România, construit de austrieci, și au trimis scrisoare la Consiliul Județean că a expirat garanția. Garanția de ani, dacă vor să pronunțească. Pe barba voastră. Deci vezi, montat... mă, de asta trebuie să păstrezi tot, că uite, bine, urmează acum să vină să monteze chiuveta. Dar nu e tare? S-a mai întâmplat cuiva? Și acum ceva am o oală, dar e garantată pe viață, sunt cu ochii pe ea. Nu. Oală de aia mi-am cumpărat și eu, tot așa, la îndemnul lui Luca. Trei am cumpărat. Aștept să se crape una, să vezi ce-ți fac. Te-ai dus. 0372069599. Vi s-a întâmplat să cereți schimbarea unui produs pe garanție după mult timp? Și ce vi s-a răspuns? Aveți vreo poveste? Sau dacă ați avut astfel de experiențe foarte fericite în garanție cu vreun produs. Sau din contră, dacă ați avut necazuri cu un produs care era garantat și n-ați mai dat de capul situației. Niciodată. Serviciul n-a răspuns la telefon sau ceva de genul ăsta. 0372069599. Vă așteptăm. S-a lungit asta, veta, ți-am stricat chiuveta cu povestea lui și cred că ar trebui să ascultăm și oamenii și poveștile lor. Să vedeți speță interesantă ce am găsit, că ascultătorii noștri mereu ne dau teme și idei foarte interesante. Mă, uite, cineva a solicitat în garanție schimbarea unor produse de îmbrăcăminte, ceea ce e lucru rar. Și zice că are Adidas și geacă cu garanție 2 ani, cumpărate de pe site-ul firmei respective, și au fost schimbate după un an și jumătate pentru rupturi ale cusăturilor. Nu speram, dar am încercat. Factura era în contul de client făcut pe site. Ce cool. Nu mi-am pus, că mi s-a mai întâmplat și mie, și bănuiesc oricui să se mai rupă cusături. Dar firmă... nu m-am gândit să le dau în garanție înapoi. Firmă scumpă sau... Firmă scumpicică. Ah, păi de asta. Scumpicică. Da. Probabil. Play la mesaj. Da, băieți, eu n-am putut să returnez un produs după o oră după ce l-am primit. Am constatat că are un defect de fabricație, deși pe site-ul vânzătorului spune clar că produsele care au defect vor fi înlocuite cu unele similare. Este vorba despre un generator electric. Când am făcut cerere de retur și evident am dat un telefon, mi s-a spus că nu se poate pentru că l-am pornit. Zic, păi, cum puteam să-mi dau seama că e defect dacă nu-l porneam? Ce nu, trebuie să-l băgați în service. Deci pe site scrie foarte clar că se înlocuiește cu un produs similar. Pentru că nu am găsit niciun gram de înțelegere din partea lor, am făcut cerere la OPC. Aștept răspunsul. Nu ne-ai spus dacă l-ai cumpărat online. Pentru că astea cumpărate online, produsele cumpărate online de persoane fizice, se schimbă fără explicații și fără condiții, cred că în 14 zile. Este o normă europeană. Da, 30 s-au redus la 14. Da. Uite, Claudiu din Tecuci ne povestește că a cumpărat o mașină de pâine garantată 2 ani, la un an și 11 luni s-a stricat. Bravo, s-a stat o săptămână în service și au dat toți banii înapoi pe produs că nu mai aveau în magazin. Eu am bățit cu un frigider care s-a stricat la o piesă, mă rog, s-a stricat la o lună după ce a ieșit din garanție. Aha. Au fost băieții aia drăguți și au venit și... Aoleu, acum am și eu două povești, dar hai să vorbim hai cu să oameni. Vorbim cu Costel, bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM. Bună, bună. Tot cu o combină frigorifică am avut și eu o experiență plăcută, zic eu, acum aproximativ 5 ani, cu 2 luni înainte să iasă din garanție, combina frigorifică a făcut pe peretele din spate un guguloi de gheață. Uh-huh. După îndepărtarea lui de către soție, la câteva zile a reapărut. Și am sunat... pe cei de la care am cumpărat combina, e o firmă din România, și au zis că sosesc în câteva zile să-mi schimbe o conductă spartă, cred că cea care are lichidul refrigerator. Dar în dimineața respectivă, când îi așteptam, mi-au spus să cobor combina de la etaj, că mi-o schimbă cu totul. Într-adevăr, au venit, mi-au dat altă combină, alt model, că la fel nu mai se fabrica. Și eu mă așteptam să-mi dea pe certificatul de garanție încă 2 luni, cele rămase din cei 3 ani. Dar nu, mi-au spus că noua combină are și ea la rândul ei 3 ani de garanție. Da, tare. Foarte cool. Ok, și merge și acum. Foarte tare. Mulțumim tare mult, Costel. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! E care experiența ta? Ia zi, te ascultăm, salut! Marius, sunt, am, să spun, mai multe experiențe neplăcute față de antevorbitorii mei. Da. Și mă refer în speță la niște utilaje de construcție foarte scumpe. Aș fi fost fericit să vorbesc de o combină sau de altceva care are un preț ceva mai mic. Vorbesc de niște utilaje de construcție foarte scumpe luate în leasing în momentul în care garanția a expirat.
automat au început să apară tot felul de defecte, în speță pe partea electronică. Suspect este faptul că utilajele sunt legate la un calculator al companiei care le produce, al firmei care le produce. Ei au acces direct la utilaje prin GPS și prin tehnologia asta modernă care ne dă bătăi de cap, se pare, în cazul ăsta. Ce, nu vor să recunoască sau ce? Nu vor să recunoască, dar nu doar faptul că nu vor să recunoască, dau vina tot timpul pe noi ca și utilizatori. Tot timpul găsesc scuze. Da, din păcate asta e o problemă. Cred că trebuie să cere ajutorul cuiva, o autoritate sau ceva, pentru că, mă rog, la cu totul alte proporții, am pățit și eu ceva asemănător cu una dintre mașini pe care am avut un Cielo, care era garantată un an. Avea garanție un an. Și am remarcat că avea o problemă când o băgai în viteză, agăța la viteza întâi. Și am anunțat la serviciu de două ori la rând și mi-a zis, n-are nicio problemă, până își dă drumul, nu știu ce. Și după ce a trecut garanția, mi-a zis, trebuie schimbată timoneria. Păi da, v-am zis că nu simțiți că agață la viteza întâi. Bă, da, v-am zis de două ori. Serios, nu mai ține minte. Păi da, clasic. Uite, ne scrie cineva o poveste cu un desktop all-in-one, care spune că este și foarte scump, pe care l-a instalat după o lună de la achiziție și între timp i-a aruncat ambalajul. Computerul s-a dovedit a fi defect. Și nu au vrut să mi-l schimbe, deoarece nu mai aveam ambalajul original. Acum nu mai trebuie să ai ambalajul. Acum. O mare firmă de mobilier care se numește Mobilier în Pachet mi-a răspuns, am cumpărat mobilă pentru o încăpere și, mă rog, n-am fost mulțumit și am sunat că aș vrea să o returnez. Poți să o returnez? Da, zice, sigur că da, în 60 de zile puteți să o returnați. Perfect, veniți să o luați. Da, trebuie să o ambalați așa cum a venit. Bravo, Mihai. Hai, lăsați așa. Mihai, mai avem câteva secunde, Neața. Salut. Bună dimineața! Am un multitool de 22 de ani. Ok. Cred că ăsta la al 5-lea schimbat între timp. Este un lifetime guarantee. Aha. Pentru care niciodată n-au comentat că l-am utilizat. Și la 5 ani se strică și îl schimbi. Îl folosesc des și... Tare, ai dat lovitura. Da. Asta. Ce este multitool? O sculă care măsori, nu? Ce este multitool? O sculă care măsori pentru măsurători de... Nu, un patent cu briceag, cu desfăcător, cu... Dar ce se strică la el, frate? Știu ce zici, un Leatherman de ăla, nu? Un Leatherman, dar exact. Dar ce se strică la ăla? Minișurubelnița se rupe vârful de la lama de tăiat. Lingurița are? Nu mai taie bine. Are lingurița? Nu e de la, mă. Nu, n-are lingurița. Nu e de la, nu e fără lingurița. Eu mă gândeam la alea cu lingurița. Așa. Da, mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane. Ne oprim aici, continuăm altă dată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.